Salut, sunt Andrei, sunt cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Ca cercetător științific, activitatea principală e munca de cercetare, bineînțeles, dar lucrând într-un muzeu, există și o componentă foarte importantă de popularizare a cercetării prin expoziții, comunicări publice, și de asemenea o componentă educațională sau didactică prin ateliere și diverse activități cu publicul. Păi, în primul rând, am dobândit capacitatea de a înțelege, de a descrie și explica viața socială în diversitatea și complexitatea ei. Mai specific, aici intră diferite metode de cercetare, fiecare cu aspectele lor tehnice, dar cel mai important mi se pare, și nu doar pentru activitatea mea profesională, dar și în viața de zi cu zi, că am dobândit capacitatea de a vedea lucrurile din mai multe perspective și de a nu lua de a gata chiar și cele mai banale și mai mici detalii ale vieții sociale. În primul rând, pentru că antropologia în sine este un domeniu fascinant, pentru mine cel puțin, dar mai ales pentru că antropologia are aplicabilitate și poate aduce contribuții foarte importante în aproape orice domeniu, fie că vorbim de medicină, construcții de mașini sau amenajarea teritoriului. Gândirea antropologică pe care ți-o formezi în facultate te ajută foarte mult în oricare dintre aceste domenii.